tot pe aproape, care e ultima zi în care ne putem permite o relație cu soția, când este cina Domnului. Dragii mei, eu v-am spus, dimensiunea relației de familie este spirituală, sufletească și fizică. Cei ce n-au o dimensiune spirituală și una sufletească, și la ei pe primul loc e relația fizică, dacă îi pui la post și la înfrânări, sar în sus. Că le-ai luat dulceața de la gură. Dar pentru care relația este și spirituală și sufletească, nu suferă atât de mult dacă este vorba de un timp în care trebuie să fie dedicați Domnului. Din nou, apostolul recomandă, 1 Corinteni 7:5, bună învoială. Adică nu e afectată soția să nu poată lua cina Domnului, că soțul e nestăpânit, scrie acolo. Poate se întâmplă și invers. Părerea mea că la cina Domnului trebuie să ne dedicăm în a ne putea concentra, să nu fim ca și corintenii cu gândul la mâncare sau la o relație intimă, să fim cu gândul la crucea Golgotei, la jertfa care s-a dat pentru noi, că toate lucrurile și-au vremea lor și sunt frumoase la vremea lor. De altfel și medical vorbind, dragii mei, că unii întreabă de ce 3 zile. Eu nu știu de ce 3 zile, dar Dumnezeu, care e înțelept, pentru anumite momente speciale a socotit că 3 zile ar fi suficiente ca să se decongestioneze unii de o idee și să intre altă idee în cap. Dar tot medical se spune că 72 de ore trebuie la un bărbat ca să fie la potență maximă. E tot 3 zile. Înseamnă că știu Dumnezeu ceva, dacă și doctorul a descoperit ceva pe acolo. Eu nu fac nicio lege. Dar în ceea ce este biblic, recomandările, dacă putem să le practicăm, este foarte bine. Că este timp de toate. Și de mâncare și de post. Și de îmbrățișări și de depărtare de îmbrățișări. Și de rugăciune și de intimitate fizică. Numai totul este să nu ne fie relația numai fizică. Cum îmi spunea cândva un bărbat, frat, a nevastă mea nu mai acceptă fanteziile mele sexuale și de atunci viața mea de familie a devenit prea monotonă. Adică în viața de familie tot farmele când stă în fantezii sexuale, așa după ce vizualizează bieții oameni sau după cum îi poartă firea pământească, oamenii cu fantezii nu se opresc. Aminteam aseară, se consideră că pe viitor sexul trebuie să fie unul tehnologic. Adică să ne dea computerele idei ce ar mai trebui de făcut. Că mintea noastră și trupul nu mai știe cum să-și facă de cap. Asta tot pentru că oamenii nu investesc în dimensiunea sufletească și spirituală și se rezumă la o împlinire fizică, la ce mâncă și ce beau, și atunci nu le rămâne că tot fizic să moară. Doamne, ferește-ne de o astfel de ideologie. Amin.